2 hours later. Așa, ca să fac o completare. Vis-a-vis de chestia asta, că am zis că vlogul este locomotiva personalității mele online. Vlogul este cumva o locomotivă și a vieții mele offline, adică cumva mă împinge să fac chestii pe care exact, nu le-am mai făcut până acum. Chiar nu e niciun sacrificiu, vă rog să mă credeți. Faptul că weekendul ăsta am fost și m-am dat cu Roliana și zilele, e cumva... și că am avut curaj să fac anumite chestii, poate în mod normal aș prefera să stau în buza bordorii să beau apă plată cu lămâie. Acum vlogul mă împinge, du-te și fă chestia aia ca să fie fun. Să te distrezi tu, să distrezi și audiența. O să te gândești la 50 de ani. Bă, care a fost cea mai tare perioadă din viața mea? Aia când am avut vlog, frate. Sau când n-am avut, că stăteam toată ziua și mă uitam pe geam, mamă ce mă distraiam. Hai de capul meu. Eu cu mine, eu și mintea mea. Bă, și care e faza cu chestia asta, cu privitul de săpăturului ouălelor Kinder, mamă ce... privitul operațiunii de a desface ouă Kinder. E exact ca aia când te joci, frate. Ai văzut că sunt foarte mulți care se uită la oameni care se joacă. E și da, o platformă da. Care, mă rog, mi se pare că a fost vândută către Google cu foarte multe sute de milioane de euro. Sau urmează sau ceva de genul. Adică oamenii de multe ori, probabil că din lenea de a face ceva sau din, pur și simplu, frate, am avut o zi atât de lungă la muncă încât nu mai am energie de nimic, dau play la un clip pe YouTube cu cineva făcând ceva și cumva se conectează cu omul ăla și trăiește și în momentul ăla. Bă, e o chestie senzațională pe mai multe planuri, mi se pare mie. De exemplu, urmăresc niște... Mă uitam eu la un moment dat, jucam eu tankurile la un moment dat și mă uitam la un vlogger care știe pe de rost, dar pe de rost ăsta, World of Tanks. Bă, și ce m-a frapat foarte tare este cât de coerent era. Adică... era clasa 6-a, 7-a, ceva de genul ăsta și vorbea cu o larghețe, cu o coerență, cu o determinare mult peste vârsta lui, mult peste momentul lui, nu știu, psihic sau ce e, educațional. Înțeleg exact ce zici. Și el mi se pare fantastic, nu știu câți ani are, până în 18 ani, are 16, 17. Da, da. Frate, și are o logică în gândire. Și altă chestie, copiii ziua de astăzi își iau de acolo absolut toate informațiile. De exemplu, citeam. mă uitam la unul care le explica cum e viața. Deci le explica: frate, cum îți faci tu prieteni? Stai să-ți explic cum faci prieteni. Deci te uiți la chestia asta, îi faci niște teste, nu te bagi așa, nu te arunci ca pelican, faci chestia lecții asta de așa, viață. Da. După care dai și tu, nu numai ei, și faci și chestia asta. Și îi explica într-una cum e cu... Român sau stai în tipul? Român. Cred că e ăla Levi, nu? Că ăla e de-alea de viață așa. Da. Cu freză. Avea... toți au freză. Uite, că vorbeam de Levi. Am sărit în zona de freză și m-am uitat ce vreau să zic. E o chestie foarte interesantă aici cu lecțiile astea de viață, pentru că sunt foarte mulți copii care nu au parte de niște părinți care să stea să aibă discuțiile astea cu ei. Exact. Sau chiar dacă părinții ar vrea să vorbească cu ei, sunt inaccesibili pentru că mama e, nu e cool, mama, lasă-mă mama, când vorbește mama e... știi? În schimb, dacă vin sfaturile astea de la cineva pe care tu îl percepi ca fiind cool, altfel le îndosariezi și ei ții cont de ele, știi? Și foarte mișto nișa asta de sfaturi de viață, știi? Pentru că eu, de exemplu, acum băgați o vioară pe fundal, nu am avut parte de cineva în familie care să-mi spună: bă, Marian, uite, așa ți alegi prietenii, bă, Marian, nu știu ce. Pur și simplu, tot ce am făcut eu a fost un soi de autoeducație. E, dacă aș fi avut resursa asta numită Levi, poate că aș fi fost mult mai bun. Că ar fi fost cineva care să-mi spună, știi? E foarte mișto chestia asta, adică știu că mulți se sperie, mulți părinți, aoleu, copilul meu stă pe YouTube toată ziua și vede toate tâmpeniile. Mai sunt copii care consumă chestii foarte mișto pentru că sunt ăștia ca Levi, care cumva îi ordonează mental. Gata, revin la chestii mai puțin serioase. Cum crezi că va evolua toată povestea ta cu vlogging-ul? Vor fi foarte mulți care vor intra... Oamenii se vor plictisi, nu se vor mai uita, deja... Am senzația că o să înceapă cât de curând, pentru că au tot apărut băieții ăștia care fac și ei.
cred că va fi o bătaie pe conținut, care face cel mai mișto conținut. Pentru că și care faza la început, tot sunt gen mișto. Că, a, super, s-a apucat ăsta de vlogging, a, ce mișto, frate, chiar așteptam așa ceva. În sfârșit cineva care vorbește pe limba mea. Dar după aia, așa, după episodul 20, așa o să fie oamenii, iar a scos asta un clip, știi? Ideea e că tot timpul trebuie să faci ceva atât de mișto încât oamenii să zică, mă, abia aștept să apară clipul ăsta. Sau, uite, a apărut, hai să vedem ce a făcut. Adică e o luptă pe conținut să devină cât mai interesant, pentru că la început eram câțiva și oamenii se uitau că, na, nu sunt alții în România. Acum, care e soluția? Să cumva să devii specialist pe un anumit target sau pe un anumit tip de conținut ca să rămâi în jocul ăsta? Cred că soluția e să fie interesant. Chiar și făcând nimic. Adică ține numai de niște... Să-ți dedici mai mult timp gen în plănuirea chestiilor pe care vrei să le faci. Cred că asta e. Cred că asta e planul. Mă gândesc să aduc plusuri ca ce am eu acum să devină cât mai interesant, cât mai complex, acoperi mai multe interese, știi? Adică ține de zona ta personală. Da. Tu ca persoană, da, faci diferență. Da, da, da. Mai ales în daily vlogging. Nu strategii sau alte șmecherii. Moroles. Nu mai și asta e o strategie. Hai să bem o cafea și facem. One eternity later. Cred că cu siguranță este un trend pentru onlineri să facă chestia asta, dar este, dacă vrei, vlogging-ul este primul trend pe care i-a luat prin surprindere pe onlineri. Până atunci toți erau avant la letră pe ce se întâmplă și cum se întâmplă. Și au apărut copiii aia cu sute de mii de vizualizări. Și la un moment dat constați, te duci și vezi că, cum are, mă, frate, ăsta 500 de mii de followeri? Stai mă puțin că... A trecut pe sub radar, chiar așa, în zona asta? Știi care e faza? A fost un mix între a trecut pe sub radar și, vreau, mai copii. Deci, fii atent. 500 de mii de copii. Fii atent în fază. L-ai văzut pe Mikey vorbind de chestia aia cu... Videojurnalismul? Digi24. Da, am văzut. Așa. Am uitat. Foarte frumos. Numai că noi, ăștia din online, am fost an la rând în locul lui Digi24. Deci noi nu am acordat importanța acestui fenomen. Da. Și eu recunosc, văzând ce reacție naște Mikey H. acum 4 ani, când venea în București, mă gândeam, bă, frate, ce se întâmplă? Ce-i asta? Cum adică să-i vină fanii în piață da. Când eu primeam brief să fac o adunătură de aia de oameni și nu reușeam, frate. Un, cum se cheamă? Flash mob de la, așa, știi cum erau brief-urile alea? Da. Vrem și noi un flash mob, dacă se poate, că avem un eveniment și să puntăm. Da, mă, înțeleg, dar tu ai vrea să aduci la un flash mob atât de mulți minori? Dar nu e importantă chestia asta. Pentru că asta e alt learning important. Că a început cu minorii, pentru că ei sunt ăștia care conduc trendul ăsta și ei sunt lipiți de mediul ăsta și e normal să înceapă din partea asta, nu să înceapă cu 40 plus da. De creței. Dar am fost și noi ignoranți în partea asta. Și acum deodată s-a trezit, deci ăsta e momentul în care toată lumea s-a trezit. Toți onlinerii scriu vlog acolo, da? Și eu fac, am apucat să fac topul ăsta pentru că, iată, este important, devine important. Toți se bulucesc înspre da. chestia asta și presupun că toți o să, la un moment dat, o să au văzut despre ce e vorba, s-au văzut și pe ecrane și la un moment dat o să renunțe la chestia asta și o să rămână, nu știu, cu altele. Pentru că mi se pare un comportament similar celor pe care le au brandurile care nu reușește să construiască. Suntem pe un trend, ne băgăm și noi, ne aruncăm și noi în povestea asta și facem două, trei chestii, după care s-a terminat bugetul, stai că... Sau s-a terminat bugetul sau găsim alt trend, mai trend așa, nu reușim să fim... Ce văd eu contează foarte mult în chestia asta este ții, adică să-l faci. Eu mi-am zis de la începutul anului, bă, fac un clip în fiecare zi. Și în fiecare zi am scos un clip. Am avut întârzieri de jumătate de oră, gen, nu, l-am pus la 12 și jumătate în Turcia, că nu aveam internet. Cheltui foarte mulți bani atunci pe internet ca să-mi uploadez vlogurile. Și am mai putut acum după petrecerea unchiului Jack. Din motive de înțeles, da. Și m-am ținut, frate. Acum sunt curios dacă
toți ceilalți care se apucă o să țină de chestia asta, cumva există și ambiția asta că eu unul care face chestia asta zi de zi, cel puțin din cercul meu, din bula mea din blogosferă, că în afară de mine mai l-am dat exemplu pe Bogdan Păicope, care face de anul trecut din august. Face în fiecare zi câte un clip. Acum, mai e și provocarea asta, că uite, de exemplu, daily vlogger ăștia care chiar fac, nu au alt job. Eu, de exemplu, am. Eu sunt blocat 9-10 ore la birou de luni până vineri. Și bănuiesc că mai toți din blogosferă sunt în aceeași situație. Dacă nu au un job, au un business. Și de aici e greu. Adică e foarte greu chiar să scoți un clip zilnic, având și alte chestii, nefiind focusat doar pe asta. Asta, tu cum ai învățat să montezi? Nu ai nevoie și de un spirit artistic, de o zonă în care să înțelegi puțin și știința montajului, a filmării, a regiei, a scenariului? Sunt convins că e nevoie, eu nu le stăpânesc atât de bine, după cum se observă din clipurile mele. Cei care se uită le plac, acum, dar nu am vreo un studiu special. Poate nu am învățat de singur, mi-am instalat Adobe-ul și mă dau capul de laptop până am început să învăț cum e asta. Mai e și chestia asta, că vezi, am văzut mii de filme cred la viața mea și cumva în subconștient acolo îmi dau seama când ceva trebuie să pice bine sau nu, știi? Cumva e din experiența privitorului. E ca și cum un tip se duce la 1000 de meciuri de fotbal, văd, de-l pui pe tăi, la un moment dat o să facă și lungă, știi? Cam așa sunt și eu. Plus că nici ăștia care scriu n-au făcut neapărat litere sau da, nu știu. Totul vine din exercițiu. Exercițiu, muncă. 290 de episoade. De acolo pornești. Eu, sincer, eu am pornit chestia asta mai mult să văd, bă, frate, toată lumea ce, ca să reușești în viață trebuie să muncești. Am zis, bine, mă, hai să muncesc. Și dacă nu merge, o să fiu exemplu, cum că în viață dacă muncești, poți să nu-ți iasă. Mi se pare că a început să-mi iasă, au început să apară roadele, deci... Deci aia cu muncește, e bună. Cine ai s-o pe aia? Aia era cu învață, Lenin, nu? Da, Lenin. Așa, muncește, Mariciu. Și în continuare, te țin continuare de el și îi dai bătaie, nu? Da. Niciun semn că te oprești. 100%. Eu o să mă duc să vorbesc și cu Baciu, pentru că mi se pare interesant și punctul de vedere, adică să îl detaliem puțin, să văd dacă dorește. Pentru că foarte mult o să lase din perspectiva asta. Perspectiva timpului sacrificat? Da, perspectiva faptului că pun în balanță niște lucruri care la sfârșit nu prea, mă rog, nu o să le dea cum trebuie. Și care e faza? Dar ține foarte mult de perspectivă. Eu, de exemplu, dacă o iau la rece și zic, frate, am muncit atâtea ore, mi-e și frică să fac calculul, și am doar 4.000 de subscriberi pe YouTube, Mikey H are 1.000.000, am doar 7.000 de fani pe Facebook, alții 1.000.000, ce rost are, știi? Dacă o pun din perspectiva asta, zic, aoleu, fac, mă las în momentul să arunc camera pe geam, știi? E, dar dacă îl pui din perspectiva ordonării vieții, până la urmă, că eu asta am făcut, disciplina, știi? M-am disciplinat, știi? A. Celelalte, conexe. Pe lângă asta, au venit campania, am monetizat ce fac. M-am disciplinat, cum bine am zis. Am o viață mai activă decât aveam înainte. Adică, dacă nu făceam chestia aia, acum poate că nu stăteam de vorbă cu Mugur Pătraș cu pe pasajul Băneasa. Ceea ce, uite, până la mea, omul ăsta, na, e un om cunoscut în industrie. Mă scoteai la plimbarea asta cu mașina? Nu mă scoteai. Știi? Adică am multe beneficii, să zic așa. Cunosc oameni, fac chestii, mai câștig și bani din asta, n-am niciun motiv să mă las de chestia asta. Asta este acceleratorul vieții tale, cum ar veni. Absolut. Nu știi cu motivă. Ăștia cu startup-urile să... Nu cu motivă. Da. Imaginați-vă o locomotivă din Statele Unite, nu una din România. Sau una din Franța. Un TGV așa. Da, frumoasă perspectiva. Ține foarte mult de cum o privești. Și e foarte important să te înconjori de oameni care înțeleg asta. Că, de exemplu, dacă Ionesca nu înțelege, acum la început nu a înțeles, dar după ce a înțeles, dacă nu înțelegeam în momentul de față, mai probabil nu făceam. Pentru că mai lasă-mă, frate, cu vlogul tău. Adică ieri am venit din team building și am stat încă o oră să meditez vlogul, în loc să stau cu ea să ieșim în oraș, să primim un mesaj. Mă rog, era o zi orită afară, mă rog, nu am avut o scuză. Da. Mă rog, începător.
Dar e important să te înconjuri de oameni care înțeleg asta și luptă împreună cu tine la... Că sunt multe zile în care eu, de exemplu, frate, vin obosit de la muncă și aici, fii atent ce idee am. Hai să facem chestia asta. Super tare, hai să facem. Adică e o muncă de echipă. Da. Am putut toate alea, mă, care a spus că drumul e important. Drumul până la destinație, e? Drumul, adică nu destinația. Da, adică absolut. Adică toată creșterea asta și... Pe, de aici și aia, o să dau o gafă aici. Cum e aia? Corba lui Gauss? Sau cum îl cheamă pe ăla? Clopotul lui Gauss. Așa. Sau curba, nu? Așa. Cu B, da? E... Asta se întâmplă pentru că oamenii o văd destinația, nu văd drumul până acolo. Nu construiesc pe drum, știi? Și zic, ok, ajung la 1 milion de fani, ok, am ajuns la 1 milion de fani și acum ce fac? Acum fac multă publicitate, să fac foarte mulți bani. Căcat. Știi? Nu merge. Eu încerc din chestia asta să învăț cât mai multe, pentru că, slavă Domnului, în viață înveți multe. De obicei din greșe. Și sunt mulțumesc ce se întâmplă. Nu ne că mi-aș dori să crească numărul ăla de subscriberi mai repede. E un coșmar de aici, nu? Cum? Subscribe aici. Subscribe, da. Hai, e un coșmar cu... M-am blocat așa în 4000 și nu-mi place deloc. Știi că până la urmă chestia asta îți alimentează ego-ul. Doar 4000. Îți validează efortul. Da, 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 cam puțin, trebuie să recunosc. Dar sunt super, super mișto, adică. Când e... Te apropii de o divizie, cu asta poți să cucerești un oraș. Da. Zic să vezi și partea. Mai ales că mă bucur că sunt 4000 și sunt super smart toți, adică nu ratează nicio oportunitate să mă troleze. Când împlinești un an? Un an de când mă țin de treabă serios? La anul, gen în ianuarie. Dar eu m-am apucat în noiembrie cu Ariel. N-aș prea contoriza pe rădare, că făceam un clip la 3 zile, era sinistru. Foarte multe s-au sedimentat atunci, spune da, eu. Da, da, da.